Bună seara, dragi prieteni! Miercuri 1 aprilie. Vă asigur că astăzi cu toții știm că este ziua păcălelilor. Însă aici la TV Giurgiu nu este vorba de nicio păcăleală. La această oră deschidem porțile dorului, așa cum v-am obișnuit, cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular românesc. În această seară avem bucuria să ne calce pragul un cuplu, un cuplu de artiști, un cuplu în viața de zi cu zi. O giurgiuveancă frumoasă, care a mai fost la noi la începuturile emisiunii noastre și care a venit de data aceasta însoțită de soțul său și care ne-au adus fiecare în parte cântece pe alese. Sigur că da, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți din emisiunile de televiziune, fie că sunt locale, fie că sunt naționale, fie că sunt televiziunile cu specific de folclor. Dar de la o vreme de când au format un cuplu în viață, și soțul acesteia este o prezență activă și de fiecare dată se îngrijește să vină cu cele mai frumoase melodii care să meargă la sufletul fiecăruia dintre noi. Să nu vă mai prelungesc prea mult așteptarea, dați-mi voie, dragi prieteni, ca în numele dumneavoastră, în numele întregii echipe, să-i spun doamnei, bine ai revenit la Giurgiu și soțului său, bine ai venit la Giurgiu. Este vorba de Geta State, giurgiuveancă de-a noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Și soțul său, domnul Irinel Mitroiu. Bună seara, bine v-am găsit. Pe Geta cine nu o cunoaște, cât este de activă atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi. Soțul său este un pic mai emotiv, dar cu siguranță că ce ne oferă în această seară o să ne bucure și pe parcursul celor două ore de emisiune va prinde mai mult curaj. Cum regăsește Geta State, orașul nostru? Și orașul, foarte frumos. Bine, Giurgiu a fost dintotdeauna un oraș frumos și curat. Este un lucru foarte important în comparație cu Bucureștiul, care este foarte aglomerat. Și acolo unde locuiesc eu, chiar dacă vin de aici, de la Giurgiu. Însă televiziunea o găsesc la fel de frumoasă. Și dacă pot spune așa, foarte, foarte curat, ordine și totul foarte ok. Zici că acum este deschisă televiziunea. Chiar îi spuneam soțului meu, zic, știi că am venit acum 2 ani, era iarnă, știu exact că era 19 decembrie, când era de curând deschisă televiziunea și era totul nou, adică proaspăt, se simte exact ca într-o casă nouă și găsesc după 2 ani același lucru, totul curat, ordonat, foarte disciplinat, asta lucrurile vorbeam. Acesta da. Se datorează colectivului, managerului și dacă tot a venit vremea laudelor, să le mulțumim. Da, sigur să că le da. Mulțumim și că pentru în vremurile actuale, exact, da, da, da. Cu greu reușesc să mențin această televiziune, dar este făcută pentru giurgiuveni și nu numai. Doamne ajută să, Irinel, să fie bine. Știu că ai rude la Giurgiu. Da, am pe verișoara mea, care pe, bineînțeles, pe această cale o salut, și pe ea, și pe Gică, pe soțul ei, și bineînțeles pe Codruț, pe băiețelul lor. Băiețelul, de fapt, băiețelul e mare, băiețelul are 18 ani. Da. Noi știam băiețelul, dar l-am găsit mare. Și tu rămâi copilul mamei, așa da, este, chiar așa dacă este. Acum de un an. De un an și două luni, da. De un an și două luni, Geta State este mămică, mămica unei fetițe frumoasă, o zgaibă de copil. Da, așa este. Care zilele trecute, când am primit o frumoasă vârstă, a fost mascota, dacă vreți, a emisiunii unde această giurgiuveancă de-a noastră, această mândrie a județului nostru, a adus mult rating emisiunii și acest copilaș și minune nu a avut astâmpăr pe parcursul celor da? 3 ore. Este foarte... Știți ce se întâmplă? La mami în burtă a auzit muzică, mami a cântat, a fost cu ea la evenimente și la spectacole. Acasă totdeauna ascultăm muzică, totdeauna avem posturi de folclor și atunci ea reacționează foarte bine la muzică. Măi, și e gena care se da, transmite da, și exact. De la mamă și de la tată. Și imediat ea dansează și plus maică-mea care a învățat-o și chiuie, ce să spun. Deci dacă s-ar fi putut da, auzi... Da, soacra mea... Am învățat-o să ia imediat. Mama ta, Geta, se mai gândește la treburile casnice, eu știu, la alte activități ca femeie. Da. Într-o gospodărie foarte mare și foarte, foarte mare, frumoasă. Da. Cred că nu mai valorează nimic decât... Dar cum o cheamă pe fetiță? Sofia Maria.
și am împlinit, pe 15 martie vom, aprilie vom avea una și trei luni. Mult înainte, mulți ani înainte. Mulțumesc. Și știi care este blestemul meu? Să trăiască și ea și părinții cât nașa mea care m-a botezat. 103 ani. Atâta să trăiți și voi. Doamne, aveți și multe și să ne spuneți prin cântec și de ce nu și Maria. Îmi place mai mult să-i zic Maria. Și eu aș vrea să-i spun Măriuca când o să fie mai mare, să o alint, dar... Ea bineînțeles că o să fie peste noi. Da, păi, noi ne dorim să fie mult mai muzicală decât noi. Generația care vine după voi, că eu sunt o generație și mai devreme. Vom mai sta de vorbă, Getuța, te rog să te pregătești de cântat. Aș vrea să încep cu piesa care te reprezintă ca munteancă, ca giurgiuveancă. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit ca la cele două numere de telefon afișate de colegii mei pe ecran să ne trimiteți mesaje pentru cei doi artiști, pentru prietenii dumneavoastră, pentru persoanele dragi din viața dumneavoastră, iar la celălalt număr de telefon să intrați în direct cu cei doi artiști care, iată, au reușit ca astă seară să fie prezent timp de două ore la Giurgiu. Pentru început, primele două piese cu Geta State. Thank you.
este bun și e cinstit, de toată lumea iubit. Lume știu e un primar, cu minte și gospodar. Este bun și e cinstit, de toată lumea iubit. Îi place mult să muncească, îi place să și iubească. Are cuvânt isteț și e știut în județ. Îi place mult să muncească, îi place să și iubească. Are cuvânt isteț și e știut în județ. Toată lumea te știe că ești om de omenie. Primare om cumpătat, toată lumea te-a aflat. Și toată lumea te știe că ești om de omenie. Ai sufletul primăvară, nu e om ca să-ți șoară. Să nu-l ajungi să nu-i dai din puținul care l-ai. Primare om cinstit, multă lume te-a vorbit, de asta să-ți pară bine, au vorbit că au de cine. Măi primare om cinstit, multă lume te-a vorbit, de asta să-ți pară bine, au vorbit că au de cine. Să vorbească cât or vrea, că așa-i gura lumii rea. Să rămâi om hotărât, așa cum te-am cunoscut. Da, două piese frumoase aduse de Giurgiuveanca noastră și aș fi fost supărat pe Geta State dacă nu începea programul din această seară cu piesa care i-a adus mult succes, Sunt o mândră Giurgiuveancă. Iar cea de-a doua piesă, dați-mi voie, dragi prieteni, ca eu să fiu cel care o dedic primarilor Șoavă Eugen de la Maluș și domnului Marcu Dumitru de la Găujan, precum și locuitorilor din cele două comune, care, grație acestor edili, au bucuria din când în când să se întâlnească cu artiști din cântecul popular românesc prin spectacolele pe care le organizează. La început vă făceam rugămintea să ne trimiteți mesaje sau să ne sunați, să intrați în direct cu noi. Iată că primul telespectator a format numărul afișat pe ecran și intră în legătură telefonică directă cu noi. Alo, bună seara! Bună seara! Ce bine vă stă, domnule Ilie Clement, în această superbă cămașă! Să trăiască Constantin Măgureanu, că s-a îndurat! Parcă arătați puțin mai tinerel. Ei, păi ce, am 18 ani! Bineînțeles! Bine ați venit, distinși oaspeți! Bine v-am găsit, bine v-am bună găsit. Seara! Să rămâneți tot așa de tineri și de frumoși, să vă iubiți, să vă creșteți fetița sănătoasă, sănătoși, să aveți parte de fericire și pentru că vin sfintele sărbători de flori, le doresc tuturor celor care poartă Sfântul nume de Florea Florin, le doresc sănătate și le doresc toate florile să stea la poarta inimilor domnilor sale. Să aveți sărbători cu bine, să aveți sărbători cu lumină și să aveți sărbători cu iubire multă și cu multă, multă dragoste față de semeni. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamnă, pentru telefon și rămâneți alături de noi ca împreună să ne bucurăm de frumoasele melodii pe care cei doi artiști, cei doi soți le-au adus în această seară special pentru noi, iubitorii cântecului popular românesc. Iată că au început și mesajele să sosească. Bună seara, domnule Clement! Doresc ca toată mapa muzicală din această seară să o dedic părinților mei, Petre și Mita sau Mița Piperea, fratelui meu Florin, finilor Florica și Florin, Florică, finicului cel mic Vlăduț, cât și tuturor consătenilor mei din Gogoșar. Vă mulțumesc, Mariana Piperea. Și noi vă mulțumim, doamnă, pentru mesaj, rămâneți alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi. Bună seara, numele meu este Irina din Giurgiu și aș dori ca toate melodiile din această seară
Să le dedic băiatului meu Călin Iulian Cristian din Giurgiu și părinților mei Groseanu, Petre și Mihaela din comuna Găujan. Vă doresc o seară plăcută alături de invitații dumneavoastră. Mai citim mesaje, dar să nu creștem factura de plată a telespectatorului. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Apreciez emisiunea pe care o faceți. Felicitări pentru invitați. Mulțumim! Sunt niște invitați minunați, niște interpreți de excepție. Giurgiuveni de-ai noștri, domnule! Da, pe tocmai de asta. Chiar vreau să vă propun să promovați mai mult giurgiuvenii noștri. Cu mare drag! Și toate melodiile aș vrea să le dedic a lor, familiilor lor și giurgiuvenilor în special, din partea lui Gic. Știam. Te pup. Mulțumim, mulțumim frumos. Este ruda aceea de la Giurgiu. Da. Poate și domnul primar la spectacole vă invită. Da, mulțumim frumos. Mulțumim să dea Dumnezeu. Zilele orașului. Da, de Sfântul Gheorghe. Da, ne spunea că e spectacol pentru zilele orașului, da. Da, chiar ne bucurăm. Și noi ne bucurăm că ați intrat în legătură. Mulțumesc pentru emisiune și țineți-o tot așa. Felicitări. Vă mulțumesc și vă asigur că așa va fi. Și rămâneți alături și prin intermediul TV Giurgiu de verișori, am înțeles, da, nu? Da, da, da. Geta State și Irinel Mitroiu. Știți ce se întâmplă? Și un lucru... Tot înainte, felicitări. Doamne ajută! Un lucru minunat, că acum Irinel când vine la Giurgiu, e giurgiuvean odată cu mine. Și eu când merg la Târgoviște, sunt dâmbovițean odată cu el. Așa că suntem iubiți și aici și acolo. Dar tot în Muntenia rămâneți. Absolut, da. Tot aici la noi în sudul nostru. Dar să rămâneți în viața de zi cu zi, un cuplu puternic, așa cum știu eu, că ați pornit pe acest drum alături unul de celălalt și din rodul dragostei a rezultat un briliant. Da, să știți că da, da. O minune. Bună seara, domnule Clement, bună seara și invitaților dumneavoastră. Sunt Steliana Ferraru și vreau să dedic toate melodiile din această seară verișoarei mele Florica Sârbu cu ocazia sărbătorii de flori, împreună cu urările de sănătate și la mulți ani. Dar și pentru nora mea Florica, care se află în Cipru, la muncă, la mulți ani. La mulți ani din partea sărbătoritelor și pentru dumneavoastră, doamna Ferraru. Și noi putem să vă oferim cântece frumoase din Muntenia cu cei doi artiști care astăzi seară au călcat pragul emisiunii noastre. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei Olteanu Ioana din satul Izvoru pentru șorțul pe care mi l-a oferit. Este o iubitoare de folclor. Minunat. Mi-a oferit un șorț pe care l-are de la bunica domniei sale, iar dumneia are vârsta de 75 de ani. Sănătate. Așa cum am asigurat-o, acesta va fi dăruit unei interprete care să... Și-a dorit însă, probabil. Da, foarte, asta a fost foarte, dorința frumos, domniei sale. Să fac ce vreau eu. Ori eu nu pot să-l îmbrac, da? Și atunci am hotărât împreună ca acest short să fie oferit unei interprete care este mai puțin, are garderoba mai puțin bogată. Minunat, să știți că și eu mulți ani mi-a trebuit să-mi adun, bine, acum, slavă Domnului, am suficiente. Mi-am dorit foarte mult și acum, după foarte mulți ani, am început să mai și primesc. Și este un lucru minunat, eu apreciez foarte mult oamenii care... E păcat să stea cine știe absolut, pe unde da, care fac astfel de gesturi, șifonier, pentru că noi le scoatem la lumină, apreciem, le păstrăm, le iubim, le îmbrăcăm, le arătăm, venim în fața publicului și e un lucru minunat. Dar e un lucru minunat dacă, nu știu, nu vreau să crezi că țin neapărat să fac această precizare la adresa ta, Geta. Este bine ca idee, ca toți interpreții, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, atunci când primesc în dar o ie, o cămașă, un brâu, să le mulțumească să prin vorbe pe post, da, absolut, oamenilor, da, da, da. Pentru că acum la orice colț de stradă găsești o ie, dar nu găsești așa cum are Geta State. Autentice așa, sigur cusute, da, nu se mai găsesc așa cum se lucrau cândva și eu cred că este mai mult decât de bun simț să mulțumim celor care și fac. Și are românul o vorbă, deschizi gura și ți se văd dinții, dar de ce da, nu da, i-am da, arătat și prin gestul pe care îl așa este, eu știu să fie așa în contrapartidă. Da. Și eu am primit acum 2 sau 3 ani de la cineva de aici din Giurgiu, de la
Strâmba, undeva de la Călugăreni în stânga. Călugăreni, da. Și am primit și le prețuiesc și le-am recondiționat și le porc cu drag și de fiecare dată când am ocazia mulțumesc. Sunt convins că dacă Panait. O rochie lungă a Getei State se agață, eu știu, de un scaun sau mai știu, nu este durerea la fel de mare ca și oie. Eu am zis, domne, dacă vrea cineva să-mi fure ceva, Doamne ferește, că acum totul e foarte greu. Dar spun nu, așa e foarte în general, ușor. Dar nu, să le adunăm, e foarte greu și să le da. Am zis, domne, dacă vrea să vină în casă să-mi ia ceva din casă, să ia orice, dar să nu-mi ia costumele populare. Da. Mai bine taci din gură, nu mai dai idei. Da. Da, eu o rog pe Geta să tacă, dar te rog pe tine, Irina, să te pregătești, să ne arăți și tu ce melodii frumoase ne-a dus. Continui să vă invit, dragii mei, să intrați în legătură telefonică directă cu noi și să trimiteți mesaje celor dragi din viața dumneavoastră. Primele două cântece cu Irinel Mitroiu. Inima nepotolită, inimioara mea, când te mai văd fericită, inimioara mea, ți-am făcut voile toate, of inimă, inimă, și mă-ndemn tot la păcate, of inima mea. Cât să mai iubești tot ce-ai prins la mână, tu nu îmbătrânești, inimă nebună. Ai iubit ce-ai vrut, ți-am dat viața toată, orice ți-a plăcut și nu ești împăcată. Ai vrea să iubești într-una, inimioara mea, și bați-mi piept ca nebuna, inimioara mea. Cât crezi că mai am putere, of inimă, inimă, să-ți mai fac orice plăcere, of inima mea. Cât să mai iubești tot ce prins la mână, tu nu îmbătrânești, inimă nebună. Ai iubit ce-ai vrut, ți-am dat viața toată, orice ți-a plăcut și nu ești împăcată. Văd ochii tu-mi cer mie, inimioara mea, eu îți dau bine să-ți fie, inimioara mea. Știu că ce-i frumos îți place, of inimă, inimă, și deloc nu îmi dai pace, of inima mea. Cât să mai iubești tot ce prins la mână, tu nu îmbătrânești, inimă nebună. Ai iubit ce-ai vrut, ți-am dat viața toată, orice ți-a plăcut și nu ești împăcată. Până acum a fost lume ce-a fost, dar de acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi-iese în față, că merit trăită viață.
Până acum a fost lume ce-a fost, dar de-acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi iese în față, că meriți trăită viață. Până acum a fost lume ce-a fost, dar de-acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi-iese în față, că meriți trăită viață. Până acum a fost lume ce-a fost, dar de-acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi-iese în față, că meriți trăită viață. Lume-n tinerețea mea, învățam ce-i dragostea. Știu dragostea mai bine. Până acum a fost lume ce-a fost, dar de-acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi-iese în față, că meriți trăită viață. Până acum a fost lume ce-a fost, dar de-acum nu-i ține rost. Am să iubesc tot ce mi-iese în față, că meriți trăită viață. Da. Să-i mulțumim lui Irinel pentru curaj, să-i mulțumim lui Irinel pentru cele două piese și să vă mulțumim dumneavoastră, dragi prieteni, că stați alături de TV Giurgiu și ne urmăriți în emisiunea pe care deja dumneavoastră v-ați obișnuit să o urmăriți în fiecare seară de miercuri, cu excepții când eu știu, invitatul sau starea de sănătate a mea, care e precară de la o vreme, nu am mai ținut emisiunea în seara respectivă și a trebuit să recurgem la reluări. Însă, așa cum știți, încă mai putem să aducem cei mai valoroși interpreți din muzica populară, așa cum sunt și soții Geta State și Irinel Mitroiu. În timp ce Irinel cânta cele două piese, m-am întreținut cu plăcere că Geta State este o bucurie să-i fii alături, pentru că întotdeauna are subiecte active și care îți dau un gram de satisfacție în plus. Dragii mei, cu atâta patos mi-a vorbit de Măriuca, încât dacă nu era în emisiune în direct, sigur începea să plângă de dragul copilului său. Și îi mulțumea lui Dumnezeu că a reușit, da, să-i dea acest dar. A fost bun cu mine și mi-a dăruit cel mai de preț lucru. Și că Irinel lasă deoparte uneori sau de cele mai multe ori calitatea de artist și are grijă și o completează pe Geta în treburile casnice. Nu este nimic rău în asta, pentru că știm fiecare cât de mult ne împărțim foarte frumos și foarte bine statutul de părinți, doar cel mai dureros este că atunci când plecăm, plecăm amândoi. Și atunci Sofia Maria rămâne ba cu mamaie, ba cu fina bine, noastră. Tocmai ce am plecat acum și... Și acum am plecat, ne-a căutat prin casă când a constatat că noi nu mai suntem în casă, s-a dus prin toate camerele, ne-a căutat și bineînțeles că a plâns puțin, așa mi-a spus fina la telefon. Dar vă promit că data viitoare o să venim și cu ea. O îmbrăcăm în costum popular pentru că și avem... Și fără costum o primim, că este micuță, este da. În creștere. Deja acum mergem mult mai bine în picioare și o să o aducem și pe ea. Sfaturile și toate vorbele pe care le-a spus să fie pentru operatorul Liviu de la camera 1. Așa. Viitorul meu fiind. Da, nu are încă, și să nu are încă înțeleagă bebeluș. Ce l-așteaptă. Nu, are o prietenă, dar nu a întemeiat o
căsnicie. Vom cânta la nuntă, vom cânta la botez. Iată lucrurile că ai scăpat de grijă artiștilor. Da. Îți promit că ți-aduc și o lăutari. Așa. Iar așa. Voican și cu Minel Boboc de la celelalte camere îți vor filma evenimentul fără să-ți pretindă vreun ban. Da. Păi exact ce spuneam, că dacă nu ne ajutăm atunci când... când avem nevoie unul de altul. Exact. Degeaba mă ajuți când nu am nevoie, dacă nu mă ajuți atunci când îmi arde cămașa. Primim în continuare mesaje. Bună seara, dedic această emisiune pentru băiatul meu la aniversarea celor 18 primăveri. La mulți ani te iubește mami, ești sufletul și menirea mea în astă lume. Semnează doamna Marcela de la Malu. Să vă trăiască, doamnă, aveți un flăcău, Geta State, Irinel Mitroiu, pot să vină să vă întregească evenimentul atunci când fiul dumneavoastră va fi ginere. Cel mai tare văr, felicitări, țineți-o tot așa, trăiască Giurgiu și Dâmbovița, semnează? Cred că Gică. Nu? Da. Dar cine? Mihaela. A, da. Mihaela, da. Benișoara, soția Gică. Am bănuit că dacă a zis și de Dâmbovița și de Giurgiu, că este cineva din familia dumneavoastră. Cum ar vede și Geta State și soțul său, Irinel Mitroiu, cum ar vede viața dacă ar fi să mai nască încă o dată? Nu mai pot să-mi amintesc cum eram înainte. Știu doar că... Vorbim de vremurile de acum, de când ați devenit artiști. Sunteți cunoscuți pe unde merge și... Da, știți ce se întâmplă? E o întrebare foarte bună. Mi-a mai pus cineva o întrebare. Eram undeva la un eveniment la Urziceni și îmi spuneau... Era o fată, o spătăriță și m-a întrebat... Dar ce frumos, dar știți cum e să cânți? Nu știu, că nu pot să răspund la o astfel de întrebare. De ce? Acum, știți cum e, experiența se capătă în timp. Și din ce în ce, toată viața avem de învățat. Însă eu așa m-am pomenit, exact cum se spune la noi, la mine, la grădiște. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că am cântat de la sărbările de la grădiniță am cântat. Am îmbrăcat costum popular, maică, mi-am îmbrăcat în costum popular de la sărbările de la grădiniță. Și un lucru foarte bun, profesori, educatorii. Le mai păstrezi costumele? Da, dar sunt micuțe și urmează acum să le îmbrace Sofia. Da. Iar Irinel, ce să vă spun, el vine dintr-o familie de muzicanți. Părinții lui au cântat, bunicii au cântat. Socrii mei, măi, Geta, nu părinții. Da, da, în particular zic soacră mea și soacră mea, dar... Nu e niciun fel de problemă. Așa. Dar cum îi spui mamei soacre? Nu, noi spunem mamaie și tataie, invers. Îi spunem din cauza Sofiei, le spunem mamaie și tataie și de o parte vină, și de cealaltă. Să vină Sofia pe lume? Nu, că soacră mi-a zis că nu are pretenții să-i spun mamă, a zis poți să-mi spui cum vrei. Dar cum te înțelegi cu mama soacră? Bine, bine. Ne vedem mai rar din cauza meseriei. Mai bine să spui atunci când simți și cum simți și ceea ce simți, decât să o spui așa doar de dragul de a spune. Și dumneavoastră sau... Depinde în contextul în care discutăm. Nu mi-a pretins niciodată să... Eu știu că atunci când cânți, pui mult suflet. Așa vreau să te rog să mai pui suflet în următoarele două piese. Cu drag. Iar pe masă ai un buchet de flori. Mulțumesc de primăvară, sunt ale tele. Super. Sunt de la Florăria Lili. Sunt Mulțumesc. De la doamnele Aura și Nuții Leceanu. Mulțumesc. Și vreau frumos. Să profit de ocazie, în timp ce Geta se pregătește de cântat, să mulțumesc Brutăriei Pâinilă și respectiv domnului Adrian Cândea, pentru că ne răsfață cu produse tradiționale românești. Domnul administrator Cândea realizează un lucru deosebit de frumos pentru comunitatea giurgiuveană, ajută atât casele de copii, ajută căminele de bătrâni. Domnul Cândea să vă țină Dumnezeu gândul ăsta mulți, mulți ani, pentru că din ce primești e bine să și dăruiești. Iar dumneavoastră faceți gesturi pe care nu vreți să le primiți înapoi ca o răsplată. Ei, noi nu putem să nu trecem indiferenți pe lângă gestul dumneavoastră și să nu vă mulțumim pentru bunătățile care sunt pe mesele noastre acum în direct la TV Giurgiu. Pentru fiecare, alte două piese cu frumoasa noastră giurgiuveancă, Geta State.
foaie verde de-a vrâmeasă, sunt tânără și frumoasă. Știu să-mi port dragostea bine și nu iubesc pe oricine. Foaie verde de-a vrâmeasă, sunt tânără și frumoasă. Știu să-mi port dragostea bine și nu iubesc pe oricine. Foaie verde mărdomnesc, dușman cele mă vorbesc, că strâng om frumos în breață și de-asta mă țin măreață. Foaie verde mărdomnesc, dușman cele mă vorbesc, că strâng om frumos în breață și de-asta mă țin măreață. Să strângă și ele bine, e verde viorea și mi-e bună inima. A mersul de porumbiță și fac nobra zgropiță. Foaie verde viorea și mi-e bună inima. A mersul de porumbiță și fac nobra zgropiță. Oi fi frumoasă, nu spun, dar știu că am suflet bun.
au zburat ani tăicuță, eu nu mai sunt o fetiță. Am crescut, sunt om în lume, nu te-am făcut de rușine. Ești mândru de mine, tată, și vorbești la lumea toată. Asta este fata mea, nu mai e alta ca ea. Ești mândru de mine, tată, și vorbești la lumea toată. Asta este fata mea, nu mai e alta ca ea. Cântecul recunoștinței Getei State pentru tatăl său, pentru mama sa, pe care am avut bucuria să o cunosc și pe care vă asigur, dragi prieteni, că numai Geta State știe să-și iubească atât de puternic părinții. N-ar concepe o secundă să nu fie cu gândul la unul dintre aceștia, precum și la fratele său. Da, și da? La sora mea. Un este cadru didactic aici în Giurgiu, în comuna Călugăreni. Sora mea este învățător. Aproape de, da. De Grădiștea. Da. Primim mesaj, am primit unul destul de lung, dar ce să facem? Din respect pentru telespectator, trebuie să îl citim. Pentru băieții mei, Alin Gabriel și Florin Gabriel, cu mesajul Tata vă iubește. Bună seara, dedic toate melodiile din această seară unchiului meu, Ionel Bratu și mătușii Constanța din Gogoșar. Semnează Adi și Flori Bojman. La mulți ani, doamna Flori Bojman, pentru Sfânta Sărbătoare de Duminică. Pentru primarul de la Putineiu, pentru Coroiu și toți consătenii care mă cunosc, din partea mea, Barițu, cele mai frumoase melodii din această seară le dedic tatălui meu, Ionică, din comuna Gogoșari. Iată, comuna Gogoșari este alături de noi. Pentru familiile Tudor și Ștefan din Frătești, din partea verișoarelor din Giurgiu, pentru nepoții mei, Melania, Alex și Irina Sfetcu, să le dea Dumnezeu viață lungă și fericită, sănătate și un gram de noroc. Așa să fie. Îi iubesc din suflet, semnează Gina. Pentru familia Petraru, cele mai frumoase melodii din această seară, la împlinirea celor 14 ani de căsătorie, la mulți ani până la 75. La mulți ani fericiți, familia Nedelescu, invitați, aleși, gazdă pe măsură. Felicitări pentru emisiune, domnule Clement. Doresc să fac o dedicație prietenilor mei, familia Ștefan și familia Tudor. Aoleu, băieții din regim mi l-a ridicat și nu mai știu unde a rămas. Cu drag, familia Vintilă, Marius și Gina, te rog. Dedicăm și noi toate melodiile noastre pentru toți cei care ne privesc. Iată că mesajele vin în număr foarte, foarte... Sunt foarte, foarte multe, da, ele apar și pe crol. Ne bucură foarte tare. Și bineînțeles tuturor domnilor primari care i-ați numărat dumneavoastră acolo. Și să le țină Dumnezeu gândul, da, da. Să le bucure. Și să fie aproape de artiști, de muzica noastră populară și de... Îmi place mie să spun pașaportul românilor, da, cântecul, tradiția, da. Folclorul, dar întregul său. Să știți că da, da. Dedic toate melodiile din această seară mamei mele, Voițica Dragomirescu, cu mesajul Te iubește fiica ta, Mariana. Să o iubiți, Doamnă, și să vă bucurați că tu aveți pe pământ. Dragii mei, în ziua de bună vestire, poliția română îi sărbătorește ziua aniversară. Profit de această emisiune și tuturor colegilor de-a lungul și de-a latul țării, care slujesc cetățenii României, să aibă sănătate, putere de muncă și gânduri bune pentru noi, ca cei care ne bucurăm de protecția lor, de sprijinul lor, de intervenția lor în situațiile când viața le impută. Doresc de asemenea ca piesele muzicale aduse de Geta State și de Irinel Mitroiu să fie pentru părintele Liviu de la Biserica de Lemn din curtea Spitalului Județean, un preot cu har pe care mulți, foarte mulți giurgiuveni îl iubesc ca pe propriul lor părinte. Sărut mâna, părinte, și vă ofer cu drag cântecele giurgiuvenilor veniți în această și seară, partea noastră, precum și părinților dumneavoastră care locuiesc în comuna Oinacu, să fie o alinare pentru despărțirea recentă pe care mama dumneavoastră a suferit-o prin pierderea uneia dintre părinți. Când Geta State, când Irinel Mitroiu merg cu treburile cotidiene pe străzile, fie din București, fie în alte localități pe unde vă deplasați și sunteți recunoscuți pe stradă, ce simțiți?
un lucru minunat. Știți ce se întâmplă? Noi ne apărăm în fața publicului așa, cel puțin noi, fetele, femeile, aranjate, cu flori, cu machiaj, cu... Vă dați seama că atunci când ies la plimbare cu... când ieșim la plimbare cu Sofia Maria... Sofia e recunoscută. De multe ori și Sofia este, da, mai recunoscută decât noi, și pentru că a tot apărut mult, cu noi. Tare. Dar e un lucru care ne bucură foarte, foarte mult. Să vă dau un exemplu. Eram odată pe șoseaua Giurgiului, deci de la Progresul, cum intrăm aici de la noi, de la Giurgiu în București. Și pe scoarul unde stau pasagerii care vor să circule cu tramvaiul, și eu la semafor aici. Și vedeam o doamnă care tot dădea așa din mâini și tot îmi făcea semn și îmi făcea așa și îmi deschigeam și a zis: vai, doamna Geta, dacă știți ce vă iubesc, sunteți giurgiuveancă de-a mea. Noroc că aveam așa un CD la îndemână în mașină și așa i-am dat un CD prin geamul, așa peste geamul mașinii. Un alt lucru care m-a bucurat foarte tare, mă urcam în mașină în fața blocului la mine, undeva în sectorul 6. Și o doamnă a venit la mine și a zis: nu sunteți doamna Geta State. Și de asta vreau să vă spun, că eu îmi prind părul într-o coadă, nu folosesc farduri în viața de zi cu zi, decât la televiziune și la evenimente. La frumusețea care ți-a dat-o Dumnezeu. Da, mulțumesc frumos, dar știți cum e? Nu sunt adeptă a fardurilor, le folosesc pentru că este sigur, necesar, da, în televiziune. Pudra și fondul de ten care este... Lumină multă, da, transpirație... Așa este, da. Vă spun din sincer și cu mâna pe inimă că mă bucură foarte, foarte mult lucrul ăsta. Foarte Dar mult. Când ești într-un spectacol și, mă rog, așa e regia făcută, să interpretezi două, trei piese. Da. Și nu te lasă publicul să pleci. Iarăși un simte? Lucru care cred că bucură orice artist. Orice artist este, de fapt, știți, asta e de fapt satisfacția noastră, sau atunci când mergem la evenimente și văd că omul joacă Hora și Sârba și eu cânt, atunci înseamnă că sunt plăcută, că nu, munca mea nu este în zadar. Ei, bineînțeles, se mai întâmplă și să mergem la evenimente. Cântăm, suntem în fața publicului, dar nu gesticulează nimic și la un moment dat te întrebi. Ai impresia, ce se întâmplă? Nu ești plăcut? Sau? Iar la terminarea evenimentului, domnule, mulțumim frumos, a fost extraordinar. Parafrazându-vă intervenția la amândoi, și eu mă întreb ce se întâmplă de Irinel nu se pregătește de cântat, pentru că, iată, timpul trece așa de repede, ajunge la jumătatea emisiunii, iar oamenii vor să ne audă pe mine mai puțin, pe dumneavoastră mai mult, să vă audă cântând. Așa este. Dragi prieteni, primi mesaje, am să încerc să mai citesc din ele, dar știți cum e, nu pot să le acopăr. În schimb, colegii din regie le afișează pe scrollul micului ecran, unde vă regăsiți mesajele pe care dumneavoastră le-ați trimis. Mulțumiri prietenilor dragi, Mari și Gina Vintilă, pentru mesajele trimise. Vă iubim. Este un mesaj nesemnat. Pentru Teodor Răzvan din Comuna Malu, la mulți ani de ziua majoratului, semnează prietenii. La mulți ani, Alex Cerveanu, care și tu pe 1 martie ai devenit major. Fie ca viața să se asigure zile senine, zile frumoase, să te bucuri de părinții tăi, de bunicii tăi, de rudele tale și de unchiul tău de la Giurgiu Clement, și ne bucurăm ca mâine poimine să ne inviți la nuntă, pe mine ca alergător, pe Geta State și pe Irinel Mitroiu, ca artiști care să contribuie la frumusețea evenimentului. Răspundem cu drag ori de câte ori suntem chemați, răspundem cu drag și noastră știți că eu am răspuns cu mare drag și atunci când ați făcut spectacol umanitar pentru copilași și de fiecare dată când ne permite timpul și putem cu mare Sigur drag că da, venim. Pentru că uneori cu să da, da. Suprapun evenimentele și atunci omul se duce acolo unde da. A fost inițial momentul angajat. În momentul în care promiți undeva și se suprapun lucrurile, nu te poți împărți în două lucruri deodată. Așa este. Puțin mai greu. Pentru toți de acasă, Irinel Mitroiu cu alte două piese de voie bună. Să-l urmărim, prieteni! Oh, sunt mândru și fericit.
toată sfata mi-o mărine. Ieri nici n-ajungea la masă și astăzi mi-o făd mireasă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit să joc și eu alături de lume multă. Azi la fata mea la nuntă, din sufletul meu de tată, îi doresc casă de piatră, de bărbatul ei să asculte. Nici de părinți să nu uite, mă. La bine n-am dat-o printre străini, e în casă de oameni buni. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit să joc și eu alături de lume multă. Azi la fata mea la nuntă, sufletul meu de tată, îi doresc casă de piatră, de bărbatul ei să asculte. Nici de părinți să nu uite, mă. Să-i cresc pe ei. Mulțumesc lui Dumnezeu că am trăit să joc și eu alături de lume multă. Azi la fata mea la nuntă, din sufletul meu de tată, îi doresc casă de piatră, de bărbatul ei să asculte. Nici de părinți să nu uite, mă. De s-ar vinde soacrele, ce-aș mai vinde-o și pe-a mea, pe 2 lei și 10 bani, mai ca să-mi scap de ea. De s-ar vinde soacrele, ce-aș mai vinde-o și pe-a mea, pe 2 lei și 10 bani, mai ca să-mi scap de ea. Vine tu să vii de soacră, că dacă m-oi supăra, te duce la târg legată, ieftin ți-o-i vinde mielea. Păi vine tu să vii de soacră, că dacă m-oi supăra, te duce la târg legată, ieftin ți-o-i vinde mielea. De-aia e gura soacrei mele și niciodată nu tace. Păi mă părăște la muiere și-n casă ceartă îmi face. De-aia e gura soacrei mele și niciodată nu tace. Păi mă părăște la muiere și-n casă ceartă îmi face. Vine-ai tu să fii de soacră, că dacă m-oi supăra, pe duce la târg legată, ieftin ți-o-i vinde mielea. Păi vine tu să vii
de soacră, că dacă m-oi supăra, că duce la târg legată, ieftiți-o-i vinde mielea. Noi mai putea răbda, pe soacră mi-am sobat, că prea mi-a mâncat viața. De-o-i venit o seară bea, și noi mai putea răbda, pe soacră mi-am sobat, că prea mi-a mâncat viața. Vine tu să fii de soacră, că dacă m-oi supăra, la târg legată, ieftiți-o-i vinde mielea. Păi vine tu să vii de soacră, că dacă m-oi supăra, păi duce la târg legată, ieftiți-o-i vinde mielea. Da, dragi prieteni, iată că Irinel își iubește atât de mult soacra încât i-a făcut o piesă muzicală. Nu, nu, da? N-are nicio legătură. Deci are înregistrările cu mult timp înainte, sunt ca noi să foarte, ne cunoaștem, da, să fim împreună. Și am mers la un post de televiziune. Da, da, cum e de actualitate. Da, nu? Da. Și am fost la un post de televiziune și maica mea, când a auzit piesa, s-a amuzat. Da, a ieșit la poartă și i-au spus vecinele: aoleu, ce cânta Ginel, vrea să te vândă, zice, vrea să... Și zic, mama zice, nu, n-are nicio legătură. Eu, da, este eu, un cântec până la urmă și dacă vreți... Și eu am o melodie de soacră și... Și noi ne inspirăm din viața, da, de zi cu zi, exact, cu bune și cu rele, că de altfel... Bine, asta nu înseamnă că nu se potrivește altor persoane. Altor, da, cine se regăsește? Pentru că asta e, dar pentru noi nu e valabil, nu? Nu, pentru mine chiar nu este valabil. Nu. Jur, nu. Da. Cu siguranță o să afle mama soacră cât de mult... Da. Nu știu dacă la grădiștea prinde... Prin intermediari. Prin intermediari, da, da. Ei, oricum, emisiunea noastră se dă în reluare mâine dimineață, sâmbătă, duminică, așa că 8 ore, da? Sunteți pe sticlă, cum se zice în limbajul artiștilor, da, sunteți pe sticlă la Giurgiu. Iar uneori când se mai întâmplă, din motive obiective, să nu aibă loc emisiunea, colegii din regie difuzează, redifuzează o emisiune care s-a bucurat de mult succes, așa cum este și aceasta, dovadă stând cele câteva sute de mesaje pe care noi le-am primit până acum. Cu ocazia florilor, pentru Costea Florin din partea familiei Androne din cetatea, îi urez la mulți ani și să-și iubească soția. Iată un sfat. La mulți ani și din partea noastră și așa să faceți, domnule. Bună seara, mă numesc Florin, băiatul cel mic al lui Michel din Gogoșar. Cu ocazia Sfintei Zi de Florii, doresc ca toate melodiile din această seară să fie pentru fiica Florentina, soția Crina și scumpa noastră nășică Florina Negrilă din Giurgiu. Vă mulțumesc! Iată câți sărbătoriți sunt, ce chef se face la Gogoșar duminică. La mulți ani cât La mulți ani cătă, să fii sănătoasă și tot ce-ți dorești în viață din partea lui Vio. Dragii mei prieteni, dacă din greșeală nu este cu rea voință, nu citesc din mesaje, încă o dată mă repet, acestea vor fi afișate și curg într-una pe parcursul emisiunii și în relurile care vor avea loc. Grație colegilor din regie. Și să mergem mai departe cu cei doi artiști pe care aș vrea să-i întreb dacă... La vremurile actuale să trăiește bine din această... Este o meserie până la urmă. Noi zicem că să trăiește modest și de bun simț. Că până la urmă nu cred că a existat actor sau artist care să spună că s-a îmbogățit. Îmi cer scuze că te întrerup, din respect pentru telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement! Bună seara! Tatăle vă deranjează? Nu ne deranjează, domnul Țațără, se poate. Bună seara, invitația dumneavoastră. Bună seara. Vă mulțumesc și vă transmit multă sănătate. Mulțumesc. Și lui domnul Clement. Mulțumesc, domnul Țațără. Și dumneavoastră că a invitat și soliștii noștri de muzică populare, care mă bucurați foarte mult.
Duminică e ziua mea. Să fiți sănătos, domnul Sasă. M-ai uitat. Nu ziceai nimic, dacă nu ziceai. Nu, nu, dar pe parcursul emisiunii. Și pe parcursul la emisiune le doresc multă sănătate și să-și împlinească toate visurile față de fetița dânsilor, că văd că o iubește pe fetiță foarte mult. Păi care părinte nu-și iubește copilul, exact, domnul? Exact, da, așa este, așa este. Depinde, acum, eu i-am salutat pe deja, cu numele ăștia la alții, nu știu eu cum îi iubește sau cum și leagănă. Dumneavoastră vă iubiți copiii? Îi văd după fată, mai ales pe doamna, o văd după fată că își iubește foarte mult fata. Vorbește mult de copil, cu o îmbracă, cu o aduce. Geta, da, vorbește mult și în somn, domnul Țasă. Da. Că vorbește tot. Vorbește care. Domn Clement. Vă rog. O rugăminte la dumneavoastră. Se realizează, domnul Țasără. Bun. Pentru duminică, pentru ziua mea, doresc multă sănătate la nora mea, doresc multă sănătate la băiatul meu și am un nepoțel mititel, a început să meargă și el în picioruși acum. Să-i ajute Dumnezeu. El. Îi mulțumesc și lui multă sănătate și ultimul mie. Să fiți sănătos, la mulți ani. Ziua mea. Să fiți sănătos, domnule. Clement, vă rog. Să nu uităm. Miercurea e lantă. Dacă mai sunt în picioare, bineînțeles. Ei, Doamne ferește, ce? Vă rog eu frumos să nu uitați. Vă rog din suflet. Împlinesc 72 de ani. Să fiți sănătos. 7 aprilie. Mai aveți 25 de stat printre noi. Să dea Dumnezeu să... Bine, vă las sănătos și vă iubesc foarte mult. Vă mulțumim de aprecieri, să fiți sănătos, duminică să beți un șpriț și pentru noi. Da. Da. E un telespectator de-al nostru care ne urmărește într-adevăr. Mulțumim frumos, să fiți sănătos alături de copii, de nepoțel, de tot ce vă doriți. Și de soția domniei sale, care e o femeie deosebită. Continuă, Geta. Da, eu cred că se trăiește modest și dintotdeauna s-a trăit modest și suntem mai favorizați noi cei care am fost aleși de Dumnezeu să avem harul ăsta. Nu știu dacă cineva s-a îmbogățit din această profesie, dar se trăiește decent și mulțumesc Dumnezeu pentru asta și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, pentru că noi chiar suntem favorizați cei care putem să venim în fața publicului cu vocea noastră, cu munca noastră, cu activitatea noastră. Nu știu ce să spun. Noi suntem mulțumiți. Iar într-adevăr, că în ziua de astăzi sunt vremuri mai grele, dar dacă suntem sănătoși și suntem... Exact, și suntem solicitați, le ducem pe toate. Asta e important, să fim sănătoși, să fim solicitați. În momentul în care, ferească Dumnezeu, nu e sănătate și nici nu e solicitat, atunci e mai grav, e mai dureros. Se pune și semnul de întrebare, ce se întâmplă? Absolut, da. Irinel, subscrii la cele spuse de soția ta. Da. Ce proiecte? Noi vorbim și acasă lucrurile astea și le simțim și le trăim. Deci v-am spus, sunt vremuri puțin mai greoaie, dar nu sunt imposibile dacă suntem sănătoși. Geta, te rog, parcă ți-e rândul la cântat. Da, eu am să mai citesc, că iată, sunt așa de multe mesaje care au venit. Pentru copiii mei și pentru toate florile din Bălănoaia. La mulți ani vie cu ocazia florilor din partea părinților. Să vă dea Domnul sănătate de Paști, să dea Dumnezeu la toată lumea. Drag telespectator sau doamnă telespectatoare care ne-a trimis mesajul. Bună seara, domnule Clement, dedic toate melodiile din această seară pentru sora mea Ana Maria Buzuran din Gogoșar și pentru Dani Vintilă de la Giurgiu și pentru iubirea mea Alexandru Burcescu, pentru sora mea Mariana Crevedeanu și pentru mama mea. Să vă trăiască toți cei dragi, să vă bucurați de viață cu toții la oaltă. Da, am să mai citesc și alte mesaje, dar după ce o ascultăm și o urmărim prin intermediul operatorilor și a băieților din regie, cu alte două piese pe giurgiuveanca noastră, frumoasă la chip, frumoasă la frumusețe în glas, Geta State.
sănătate. O să vină rând pe rând, că trăiesc și celelalte. Toți avem cât o răscruce și de dus în spate o cruce, cât o cumpănă din care unul scapă, altul moare. Odată se rupe ața, putem pierde oricând viața. Ca să te alegi cu ceva, trăiește-ți frumos viața, măi. Doamne, să o prețuiesc, măi. Când viață omul are și bucurii și nevoi, trudește de unul singur și poartă grijă cât doi, măi. Toți avem cât o răscruce și de dus în spate o cruce, cât o cumpănă din care unul scapă, altul moare. Se rupe ața, putem pierde oricând viața. Ca să te alegi cu ceva, trăiește-ți frumos viața, măi. Au zilele numărate. Cât am zile și putere pentru banii irosesc, în viață nicio plăcere, banii fac ca să trăiesc, măi. Toți avem cât o răscruce și de dus în spate o cruce, cât o cumpănă din care unul scapă, altul moare. Se rupe ața, putem pierde oricând viața. Ca să te alegi cu ceva, trăiește-ți frumos viața, măi. Toți avem cât o răscruce și de dus în spate o cruce, cât o cumpănă din care unul scapă, altul moare. Odată se rupe ața, putem pierde oricând viața. Ca să te alegi cu ceva, dar ești frumos viața, măi. Și destin și sănătate din plin, măi.
sprijin, pe lume mă umple de fericire. Și ce nu-mi stă în putere, de la Dumnezeu îi cere să-ți dea soartă și destin și sănătate din plin, măi. Și ce nu-mi stă în putere, de la Dumnezeu îi cere să-ți dea soartă și destin și sănătate din plin, măi. Prin foc aș trece ca să ai noroc cât zece. Și ce nu-mi stă în putere, de la Dumnezeu îi cere să-ți dea soartă și destin și sănătate din plin, măi. Și ce nu-mi stă în putere, de la Dumnezeu îi cere să-ți dea soartă și destin și sănătate din plin, măi. Sănătate și destin să dea Dumnezeu tuturor românilor și sărbătoriților de duminică. Am mai primit mesaje, dragi prieteni. Dedic toate melodiile din această seară socrilor Steluța și Gheorghiță Tudor, cu mesajul de multă sănătate și răbdare să vă creșteți nepotul mult dorit. Semnează Nicoleta Tudor. Da, sunt mesaje. Mamei mele îi spun că o iubesc și o respect toată viața mea. Semnează Mari din comuna Frătești. Fiul Iulian și fata Mariana îi spun mamei noastre că o iubim mult. Iubiți-o și bucurați-vă împreună, la fel cum și noi ne bucurăm că un alt telespectator a format numărul afișat pe ecran și iată că a intrat în legătură directă prin telefon cu noi. Alo, bună seara! Seara, domnule Clement. Sărut mâna. Mă numesc Enescu Adriana și aș dori să dedic toate melodiile din această seară tatălui meu, tatăl Florea, frățiorului meu Ionuț Florin și cumnatei mele Florina și unchilor mei de la Slobozia, Floarea și Florea. Venim și noi duminică să sărbătorim pe domnul Țasără, nu? Vă așteptăm cu plăcere. Și vine și doamna Geta și Irinel? Da. Da. Și dacă vin dumnealor, aducem și 2-3 lăutari, să fie cheful chef. Să fie treaba. Bine, mulțumim. Bine. Vă mulțumim de telefon, rămâneți alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi. Cu ocazia zilei de flori, dedic toate melodiile din această seară nașii noastre Florentina Bălănică din Cetatea, din partea finilor Ionuț și Alex din Malu. Aș vrea să-l întreb pe domnul Alex dacă de lăsatul secolului au fost la cetatea, la familia Bălănică, să-i ducă curcanul, așa cum este tradiția noastră. Sau mai nou, noi nu am dus curcan, am dus un pește foarte mare. Păi, e aproape comana de grădiștea de Giurgiu este, și da. Giurgiu e pe marginea Dunării. Da, continuați, dragi prieteni, să ne trimiteți mesaje nouă sau celor dragi din viața dumneavoastră. O salut cu tot dragul pe doamna Elisabeta Petrican și îl rog pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de prințesa sa, păpușica Daria, pentru care doamna Elisabeta Petrican este în stare să facă orice fel de sacrificiu. Vezi ce înseamnă să ai un copil, ți dă alt sens vieții. Și nouă ca părinți, dar... Dar mai ales nouă ca bunici. Asta am vrut să spun. De ce bunicii sunt
Am întâlnit foarte mulți bunici care spun că sunt încă o dată mult mai fericiți atunci când au nepoți decât atunci când au copii. E o altă trăire. E o altă trăire. Doamne, ajută să ajungem și noi să trăim. Să dea Dumnezeu să ajungem și vreau să vă povestesc în câteva cuvinte un episod cu nepoțelul meu, David, care până acum câteva săptămâni, când venea de la noi sau luam de la cămin, că maică-sa și taică se lucrează mult până seara, mai ales soția îl ia de la cămin și rămâne la noi până când unul dintre părinții lui ajunge primul și îl ia acasă. Și îmi spune tataie Lili, așa sunt mângâia Lili, dă-mi și mie bani să pun în pușculiță. Ei, adunam tot metalul care l-avea moneda divizionară, îl dădeam încântat băiatul, dar cred eu că mai mult maică-sa, fata mea, l-a învățat și nu mai îmi cere acum bani de fier. Da, nu mai vrea sunt bani de hârtie. Și atunci eu, ca să văd ce fel de bani vrea, îi pun pe masă una de un leu, de 10. Mai multe... Și ia și-i măsoară. Ce pe ăsta o vrea. E mai mare bagnota. Dar de ce nu lui pe la verde? Nu, nu că e prea mic, adică nu vrea leu, vrea suta. Dar ăștia sunt copii și faci sacrificiu pentru ei și ai, nu treci un sentiment de mare împlinire sufletească. Exact ce vă spuneam mai devreme, că greutățile care sunt de zi cu zi și de multe ori, din păcate, nu trebuie să spunem, dar sunt și răutății din partea oamenilor, nu, nimeni nu-i ferit de așa ceva, copilul îți dă așa o putere să ignori toate lucrurile astea și să... E un sentiment minunat și să și uiți din ce răutăți ai trecut. Dar noi nu putem să uităm că avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Lili! Bună seara! La telefon cine credeți că este? Un prieten al dumneavoastră mai vechi? Am așa de mulți prieteni, domnule, că... Care este născut la Grădiștea? La Grădiștea, la mine. Exact. Costel? Stavarache. A, domnul Stavarache. Ați cam lipsit. A fost plecat domnul Clement. Asta vreau să spun, că ați... Din localitate cam... și n-am reușit să mai iau legătura cu dumneavoastră. Nu este supărare, domnul Stavarache, mai sunt și probleme ale casei de rezolvat. Doamna Geta este de seamă cu fata mea, Mihaela. Au făcut grădinița împreună, care în jur de 37 de ani. Păi atât am și eu, da. Așa. După aceea noi ne-am mutat la Giurgiu și... Și noi la București. La București, da. Mihaela și... Dacă nu știți cine sunt, că o să mă cunoașteți de pe de, sunt băiatul lui Costică Au, care stau vizavi de familia... Da, Mihaela, da, vă cunosc, vă știu, așa este. Dar dumneavoastră ați venit la Giurgiu, v-ați stabilit la Giurgiu și noi ne-am mutat la București. Da, sigur, vă știu, da. Am pe Mihaela și mai am un băiat de 30 de ani. Da. Doi nepoți. Sănătate. Da. Ați mai fost la noi la emisiune. Îmi pare rău că n-am fost atunci la începutul. Da. Dar mai bine... Vă urmăresc peste tot. Mulțumesc din suflet. Îmi place muzica dumneavoastră. Bineînțeles că chiar dacă ar fi ceva care să nu-mi placă, mă mândresc pentru că sunteți... grădișteancă de-a noastră. Da, mulțumesc din tot sufletul. Ce frumoasă e grădișteanca. Mulțumesc mult de tot. Salutări și multă sănătate Mihaelei și băiatului. Mulțumesc mult de tot și să aveți multă sănătate și așa să mergeți înainte, că aveți ce să știți. Vă iubește tot județul, cel puțin aici, să știți. Am înțeles. Da, să știți. Și pe soțul dumneavoastră. Da, mulțumim frumos. Să știți că, da, de foarte multe ori simt lucrul ăsta și în special de sărbători când merg acasă, pentru că merg la biserică. Și acolo mă întâlnesc de la cei mai mici copiii satului până la cei mai bătrâni. Da, și mă simt... am văzut la biserică, v-am văzut la cimitir împreună cu mama, dar am întâlnit să... Da, dar vă rog să veniți, să vorbim, cum să nu. Da. Eu și eu la mulți ani mamei mele, care cheamă Stavarache Floarea, să vă trăiască la mulți ani. Să aveți multă sănătate, mult succes și tot ce vă doriți dumneavoastră. Să vă înalini și dacă încolo promit că ne întâlnim miercuri de merge. Domnul Stavarache, nu ratați emisiunea de miercurea viitoare, mai ales că noi românii suntem prinși în pregătirile pentru Sfânta Înviere, dar vom avea un invitat de seamă. Și sigur veți regreta dacă nu veți fi aproape. Faceți treaba în casă și mai dați cu ochiul la televizor pe TV Giurgiu. Da, nu vii.
Sănătate multă. Și dumneavoastră și vă mulțumim de telefon. Și emisiunea noastră să meargă în continuare. Să dea Dumnezeu și nu ne lăsăm, domnul Stavarache. Mergem, ce avem? 18 ani. Suntem în forță. Da, Irinel, pregătește-te că mă uit la ceas și okay. Se apropie și mai avem multe melodii pregătite. Eu mai citesc între timp un alt mesaj. Bună seara, sunt Cristina Bigică din Vedea și dedic toate melodiile din această seară mamei mele Florentina cu ocazia zilei de flori și îi doresc viață lungă și multă sănătate. La mulți ani și din partea noastră, doamnă. Da, mă încurc în ele, ce să fac? Pentru soacra mea, Jana, și socrul meu, Balauru. Este un mesaj nesemnat. Să vă trăiască socrii amândoi. Da. Doresc toate melodiile din această seară să fie pentru nepotul meu, Sergiu Florentin, cu mesajul la mulți ani din partea unchiului munteanu Ion. Și din partea noastră, gânduri bune și alte două piese de petrecere cu îndrăgitul artist Irinel Mitroiu. Să-l urmărim, prieteni! Iar se adună lume multă, că la noi în sala de nuntă mare chef și veselie, de-acum trei zile o să fie. Iar se adună lume multă, că la noi în sat e nuntă mare chef și veselie, de-acum trei zile o să fie. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Mirele aduce în casă cea mai frumoasă mireasă, iarna și sunt bucuroșii c-au bununat miri frumoși. Mirele aduce în casă cea mai frumoasă mireasă, iarna și sunt bucuroșii c-au bununat miri frumoși. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Socrii la joc cu tot satul la un loc și toți vor să chefuiască, asta-i nuntă românească. Au ieșit socrii la joc cu tot satul la un loc și toți vor să chefuiască, asta-i nuntă românească. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Hai lăsă cu voie bună să petrecem împreună, că la noi e nuntă mare și e zi de sărbătoare. Doamna, iar se umple damigeana, culeg via și fac vinul, i-așteapă să-i fac plinul. Păi damigeană, damigeană,
sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Păi Damiciană, Damiciană, sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Băgam, de-acum grija ei o am. Am fost numai supărată, că a stat goală vara toată. În seamă nu mai băgam, de-acum grija ei o am. Păi Damiciană, Damiciană, sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Păi Damiciană, Damiciană, sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Și o să stau numai bea. De setul varam zăcut, acum mă apuc de băut. Îmi beceam să pun un bar și o să stau numai bea. Păi Damiciană, Damiciană, sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Păi Damiciană, Damiciană, sora mea, ești până la iarnă, că tu știi necazul meu și-mi dai vin să beau mereu. Spunea Irinel prin cânte că Damiciană este prietenă până la iarnă. Ei, dumneavoastră sunteți prietenii noștri de 2 ani și 4 luni și vă asigur, dragi prieteni, că vom rămâne în relația asta frumoasă mulți, mulți ani de acum încolo, pentru că numai în cântecul popular românesc se găsesc atât de mulți artiști care sunt dăruiți cu sufletul acestui gen muzical pe înțelesul fiecăruia dintre noi, cu povești de viață pe care noi le trăim în viața de zi cu zi, așa cum numai românul știe să petreacă și la bucurie și la necaz. Ar fi bine ca necazurile să dispară din viața noastră și să ne bucurăm din plin de ce e mai frumos, pentru că, spuneam și cu alte ocazii, viața este doar o singură dată pentru fiecare dintre noi. Și ar fi bine să fie, eu știu, lungă cât a fost a nașei, da, și să fie plină de bucurii, așa cum fiecare dintre noi își dorește, așa cum și colegul meu Boboc Minel își dorește ca mama sa, Lenuța Boboc, să trăiască mulți, mulți ani și să se bucure de profesionalismul fiului său. Mă uit, dragi prieteni, la ceas și mai avem un pic. Da, a trecut foarte repede. A trecut foarte repede, dar pentru noi, cel puțin, statutul pe care îl îndeplinesc și colegii mei se uită cu părere de rău la ceas, pentru că zboară parcă în dușmănie. Dar mai discutăm după ce mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement! Sărut mâna! Aș dori să fac și eu niște dedicații. Cine sunteți? Cine sunteți?
doamna Daniela de la Malu sunt. Să rămână, doamna Daniela. Stau în Giurgiu. Și aș dori și eu pentru familia Munteanu, Ion din Malu. Și pentru nepoțica mea, Cătălina, un dulce la mulți ani și tot ce își dorește. Și pe domnul primar nu-l salutăm? Și pentru domnul primar de la Malu, pentru domnul Eugen. Dacă aș ști dumneavoastră ce mămăligă bună face... Am fost și la spectacolul de săptămâna trecută când ați fost și dumneavoastră acolo. Și vă mulțumim foarte mult. Să fiți sănătoși cu toții, doamnă. Și pentru familia Gioacă, Angel, din Malu. Și pentru nașii mei de la Malu, Căpran. Și pentru toți cunoscuții din Mal. Să dea Dumnezeu. Care ne cunoaște. Și pentru nepoata mea, Violeta, la mulți ani. Pentru băiatul meu, Sergiu Florentin, de Flori. Să ne servească cu bomboane, doamnă. Da, da, da. Da, o să vă servească. Da. Vă mulțumim de telefon. Pentru invitații dumneavoastră, mult succes în continuare și tot ce își dorești. Mulțumim, doamnă. Mulțumim și vă dorim sănătate și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră și apropiaților dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru telefon, doamna Daniela, și vreau să spun telespectatorilor că în ziua de bună vestire am fost invitat de domnul primar Șoavă la Malu și vă rog să mă credeți. A făcut o mămăligă, multe femei ar trebui să învețe. Să știți că eu... Păi cei mai buni bucătari sunt bărbații. Da. Și o ciorbă de pește cu burș, o bunătate. Domnul primar, mai aștept invitații de astea, dar să treacă postul. Și eu, că mănânc pește, domnul primar. L-așteptăm pe domnul primar să ne sune, l-așteptăm pe domnul primar Șoavă să ne sune, că a promis mălurenilor un alt eveniment muzical. Și cu siguranță Geta State și soțul său, Irinel, vor face parte din distribuția spectacolului. Cu drag. Știu că ați făcut foarte multe imprimări ca duet. Da, avem și duete, avem și piese separat și încă lucrăm. Deci noi încă avem material în lucru. Acum de Paște vom avea eu două piese și Irinel două piese pe o compilație cu mai mulți soliști. Și vor fi prin toate magazinele de specialitate. Chiar următoarele două melodii pe care eu le voi cânta vor fi pe acest CD care apare acum de Paști. Și printre primele melodii care le-a cântat el în calupului muzical. Eu vă rog să vă pregătiți, pentru că am mai primit multe mesaje. Da, eu cred că este rândul duietelor, nu? Cred că mai am eu melodia cu De la bani se strică toate. Și după aceea duietele? Da, mai am eu încă două melodii și după aceea duietele. Îl rog pe Emi de la butoane să... Dacă cumva nu greșesc, ne acorde... regia ne poate ajuta. Da, Getuța, pregătește-te oricum. Sigur. Pentru cântat. Eu spun bună seara unui alt telespectator. Alo? Alo. Da? Bună seara. Bună seara. Să trăiți, domnul Clemente. Bună seara. De la cetatea Vâlcină. Vă rog. Pentru Botea Florin, pe ziua de Florin. La mulți ani și din partea noastră. Și pentru Botea Daniel Viorel, pentru împlinirea unei frumoase vârste. Să dea Dumnezeu să fie sănătoși cu toți. La revedere. Bună seara, mulțumesc de telefon. Emi, apasă butonul să vedem ce urmează. Timp în care eu am să mai citesc din mesaje. Bună seara, dedic toate melodiile pentru copiii mei, pentru soțul meu și socrii. Jidanca și Balaurul, le doresc multă sănătate, semnează Lorena de la Bălănoaia. Multă sănătate cumnatului meu Florin, la mulți ani. Pentru cea mai caldă bunică de pe pământ, Tanicuța din Oinacu, mă rog să o țină Dumnezeu cât mai mult pe pământ și că o iubim foarte, foarte mult, semnează Mariana. Să vă dea Domnul sănătate pentru Giurgiu TV, semnează Cătălin din Giurgiu. Mergem mai departe cu cântecul, dragi prieteni, cu Geta State. Stă un amărât de leu, măi.
împart o frimitură, mâine pentru lemn se înjură. De la Paris se strică toate, dar nu știe să ne poarte o foc. Prietenii mari, măi, ca și frații ne-am avut, dintr-un leu ne-am învrășbit, măi. De la Paris se strică toate, ba nu știe să ne poarte o foc. Vă spun că sunt stampățitul, banui pâinea și cuțitul. Când ăla ești împăratul, fără el ești doar argat, măi. De la Paris se strică toate, ba nu știe să ne poarte o foc. Mișelește pe la spate după ce i-a dat de toate. Nu te feri niciodată de câinele care latră. Fii mereu prevăzător, omul ingușitor. Nu te feri niciodată de câinele care latră. Mereu prevăzător, omul ingușitor. Mai bine hrăneam un câine din bucata mea de pâine, că omul de l-am hrănit este tot nemulțumit. În loc să-mi roage de bine, el a cuțite cu mine. Calupuș arată curții, m-ar mânca în fața porții. Nu te feri niciodată de câinele care latră. Fii mereu prevăzător, omul ingușitor. Nu te feri niciodată care latră. Fii mereu
câine să-l fac mare. Aș fi fost mult mai iubită, nu așa de dușmănită. Pentru un colțișor de pâine, câinele stă lângă tine. Și atunci mă întreb dacă are un om inima mai mare. Nu te feri niciodată de câinele care latră. Fii mereu prevăzător, omul ingușitor. Nu te feri niciodată de câinele care latră. Fii mereu prevăzător, omul ingușitor. Din păcate, dragi prieteni, se întâmplă destul de des în ultima vreme ca printre noi să fim și oameni cu mai puțin suflet, iar acest lucru denotă și din piesa adusă în fața noastră a iubitorilor de cântec popular de prietena noastră a giurgiuvenilor, Geta State. Câteodată mai sunt buni și oamenii care ne dezamăgesc. Și de ce spun asta? Pentru că, iată, mi-a fost muză de inspirație cineva pe care eu am ținut la mine în casă timp de 2 ani de zile, cu tot ceea ce trebuie până la îmbrăcăminte. Și după aceea m-a dezamăgit foarte tare. Și iată ce melodie frumoasă a ieșit. A fost o muză de inspirație și un lucru bun până mai la urmă. Mai bine parcă ar fi să meargă Geta State prin satele județului, așa este, să găsească așa melodii este neascultate decât să sufere și să, din această suferință să rezulte un cântec. Da. Dar mă rog, spuneam și mai devreme, și acestea fac parte din viața noastră. Da. Ei, acum cred că nu mai greșesc, pregătiți-vă amândoi, îmi cer scuze, Geta, că nu doar nimic. Te-am lăsat să te așezi, pentru că mai aveți două piese împreună, două din multele pe care le aveți. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit în continuare să ne mai trimiteți mesaje cât mai ne permite timpul de emisie. Da? Iată că un alt telespectator ne-a sunat. Alo, bună seara! Alo? Da? Bună seara! Salut, mâna! Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul Clement. Toate melodiile din seara asta... Am eu prima dată o rugăminte la dumneavoastră. Să ne spuneți cine sunteți. Sunt Trifana Petruța din Malu. Să rămână, și-a dorit toate melodiile din seara asta pentru copiii mei din Spania și în special pentru nepoțelul meu, Andrei Florin, care e tot în Spania și iubește mamaia foarte mult, rămânând singură. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Clement. Și o noapte vă bună și sănătate multă și multă sănătate la telespectatori și la spectatori. Vă mulțumim, doamnă, de telefon, însă n-aș vrea să închideți, ați închis, aș vreau să le dați celor doi soți o notă pentru prestația artistică din această seară. Dacă ați auzit rugămintea mea, vă rog să mai formați încă o dată numărul de telefon și să ne spuneți nota pe care o merită Geta State și Irinel Mitroiu. Am primit un mesaj de suflet la mulți ani de Flori pentru cel mai tare comandant de penitenciar, Florentin Muscalu, semnează familia Dumitru. O dedicație specială din partea artiștilor. Cu drag din partea noastră, exact ce spuneați și dumneavoastră, pentru toți cei care servesc patria. Dragi prieteni, două piese în duet, soții, artiștii, Geta State și Irinel Mitroiu. Tu ce mi l-am dorit.
că e frumoasă când așezi la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Viața e frumoasă când așezi la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Să știi cu o viață întreagă, pentru tot ce faci îți mulțumesc. Din dragoste mare ce ne leagă, bărbățile dragă, vreau tot ce-i mai bun să-ți dăruiesc. Din dragoste mare ce ne leagă, bărbățile dragă, vreau tot ce-i mai așez la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Viața e frumoasă când așez la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Ce-am eu mai drag. Fericită sunt pe lumea asta, bărbățele dragă. Când te văd zâmbind ca parim părea. Fericită sunt pe lumea asta, bărbățele dragă. Când te văd zâmbind ca parim părea. Viața e frumoasă așez la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Viața e frumoasă când așez la masă lângă omul drag în casă. Când ai lângă tine, muncesc la bine și doar în brațe te ține. Nu mai vreau, doar de tine
trimis de drag. Și acum aș vrea mândru să te iau, să te duc mai puțin prag. Să-ți fiu nevastă ce naștea, masine măreață în sat. Lângă tine bine mi-ar mai sta, mi-aș dori să-mi fii bărbat. Știi tu, mândru, cât mi-ești de dragă, of, mândruță, dacă ai ști. Viața mea întreagă vreau să împart cu tine zi de zi. Dragi-mi sunt mei că vorbele tale te mi-au furat inima. Hai la oră în vale să jucăm, eu sunt numai a ta. Mândru, altă fată nu mai vreau, doar de tine mi-este de drag. Și acum aș vrea mândru să te iau, să te duc mai puțin prag. Să-ți fiu nevastă ce naștea, masine măreață în sat. Lângă tine bine mi-ar mai sta, mi-aș dori să-mi fii bărbat. Da, ei sunt un cuplu frumos în viața de zi cu zi și acesta a fost numai un mesaj de cântec. Dragii mei, aș vrea să-mi permiteți ca întreaga emisiune să o dedic unui om, unui giurgiuvean cu suflet mare. Despre cine este vorba? Este vorba de domnul inginer Alexandru Vladu, viceprimarul municipiului Giurgiu, un prieten drag sufletului meu, cu o familie frumoasă, un ales al giurgiuvenilor, care îi se luminează dimineața în primărie și se întunecă tot în primărie pentru rezolvarea multora dintre problemele cu care noi giurgiuvenii ne confruntăm. Mă bucur de prietenia domniei sale și, domnule vice, dacă vă uitați la emisiune, aș vrea pentru floarea care duminică o sărbătoriți în familia dumneavoastră frumoasă, alături de Claudiu, de Cristina și de puiul de om, să vă trăiască sărbătorita, să fiți sănătoși împreună și să rămâneți același om modest și cu suflet mare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prietenie, domnule vice, și vă asigur că voi sta alături de dumneavoastră atunci când ajutorul meu va fi, poate, cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Dragi prieteni, emisiunea noastră, spre regretul tuturora, se apropie de sfârșit. Acolo, dincolo de sticlă, cum e în limbajul vostru al artiștilor, sunt mulți, mulți telespectatori care ne-au urmărit, care ne-au trimis mesaje, care ne-au sunat, care nu au avut curajul să sune sau să trimită mesaje. Un gând de sărbători, un gând de la Geta State și de la Irinel Mitroiu. Vă mulțumesc în primul rând noastră pentru invitație televiziunii Giurgiu TV, pentru că, iată, îmi acord această șansă să transmit celor de acasă, celor care ne urmăresc și ne îndrăgesc. Mulțumesc. Și în special, în primul rând, să o luăm pe rând florilor, celor care poartă numele de floare, Florin, Florina, Florica și așa mai departe. Crina, Violeta, așa Violica, este, să le spunem, la mulți ani, la mulți ani și multă, multă sănătate, să rămână alături de noi, de artiști, pentru că dumnealor ne oferă posibilitatea să și dragostea și puterea să mergem mai departe, să le spunem să le aducă Dumnezeu în casă lumină, speranță, sănătate, odată cu venirea Sfintelor Sărbători de Paști, și să dea Dumnezeu să ne revedem de fiecare dată cu multă bucurie și cu plăcere și să fie la fel de frumos, așa cum a fost și această emisiune. Irinel? Da, eu vreau să le spun telespectatorilor și, bineînțeles, giurgiuvenilor, avem foarte multe surprize de făcut în această emisiune, doar și numai pentru dânsii, din partea noastră. O să fie foarte multe surprize din partea noastră. Și, bineînțeles, o să le spun... Muzicale. Da, muzicale. O să le spun tot binele de lume, să le dea Dumnezeu și să fie sănătoși.
în numele celor care ne-au urmărit, în numele întregii echipe, în numele domnului director Petrică Slădescu, dați-mi voie, dragi prieteni, dați-mi voie, frumoasă familie, dați-mi voie, Geta State și Irinel Mitroiu, să vă mulțumesc pentru că ați găsit astăzi timpul necesar să vă deplasați la Giurgiu, să stați 2 ore în emisiune, să ne oferiți un gram de bucurie prin cântecele frumoase, prin vocile frumoase pe care Dumnezeu vi le-a dăruit și eu o spun cu invidie că mi-aș fi dorit, dar fiecare și are gramul lui de noroc. Vă doresc, dacă aveți în familie nume de floare, să le transmiteți gândurile noastre de bine, de sănătate, iar sărbătorile Sfintei Invieri să vă aducă în primul rând sănătate. Da. Să aveți putere de muncă, să vă creșteți frumos cum știți, numai voi doi, să vă creșteți îngerașul și vă așteptăm cu mare drag la Giurgiu. Cu mare drag și dacă trecem puțin și peste sărbătorile pascale, după aceea vine Sfântul Gheorghe și iar răspund la mulți ani pentru toți cei care poartă numele de Sfântul Gheorghe și mulțumim din suflet pentru invitație. Și noi vă mulțumim încă o dată, la fel cum trebuie să mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit. Iar până miercurea viitoare, Lili Clemen vă mulțumește și vă dorește putere de muncă pentru pregătirea evenimentelor din viața noastră, Sfânta Înviere, și să ne vedem cu bine, dragi români. La revedere!